Salutare, dragi prieteni! Pentru astăzi v-am pregătit un documentar despre misterioasele apariții OZN care sfidează orice explicație. Potrivit unor sondaje de opinie realizate la nivel mondial, jumătate din populația lumii este convinsă de existența OZN-urilor și nu numai. Aceleași sondaje de opinie arată faptul că 5% din populația lumii a avut parte de o întâlnire de gradul 3 de-a lungul timpului. Există de asemenea o serie de fenomene absolut uluitoare care merg dincolo de bariera oricărei explicații logice, ele devenind astfel legende la nivel urban. Teorii incredibile. Sunt Claudia Mesea Paraschivescu. Fii pe fază! Din aceste considerente, m-am hotărât să prezint în minutele următoare unele dintre cele mai cunoscute fenomene de acest gen, petrecute atât în România, cât și în alte zone ale globului. Aceste fenomene sunt mai presus de orice bănuială potrivit cercetătorilor în domeniu, însă mai ales al ufologilor de pe întreaga planetă. Este mai puțin cunoscut faptul că primele rapoarte cu privire la apariția OZN-urilor datează de mai bine de un secol, iar România nu a fost ocolită de acest fenomen. Ion Țugui, născut la 24 decembrie 1933, în Vicovul de Jos, județul Suceava, a fost un poet român, romancier, eseist și muzician. A fost și ufolog și parapsiholog. El a plecat pe data de 20 februarie 2002 în Lumea Misterelor, așa cum se numea și emisiunea de la Tele7 ABC, în care a pus atâta suflet, iar dacă dincolo de viață mai există ceva, acum cu siguranță va afla. Potrivit acestui celebru ufolog, culorile verde, portocaliu și roșu reprezintă, conform cazuisticii americane, faptul că OZN-ul este în stare de observare a zonei și nu de aterizare. Deci reținem culorile verde, portocaliu și roșu. În zonele puternic energizate ale României, cum ar fi Parâng și Retezat, vizitele sunt foarte dese. Se crede că extratereștrii se alimentează energetic în aceste zone. Conform opiniei lui Ion Țugui, OZN-urile au reușit să învingă gravitația prin forțe antigravitaționale și se deplasează prin teleportare. Ion Țugui susține această ipoteză, plecând de la premiza că ar trebui o cantitate enormă de combustibil ca să te poți deplasa prin spațiu. Extratereștrii comunică prin telepatie, mult mai rapid și eficient. Ei nu au nevoie de un limbaj articulat. Între oameni și extratereștri sunt decalaje dimensionale. Oamenii trăiesc într-un spațiu tridimensional, în timp ce extratereștrii vin dintr-un univers cu 4 dimensiuni. Un alt specialist român care studiază fenomenele extraterestre este profesorul Dan Farcaș. Într-un interviu, el vorbește despre un caz incredibil care s-a întâmplat în București. Este vorba despre o contabilă care lucra la o bancă în capitală. Într-o dimineață, când s-a trezit, a observat că are un semn ștanțat pe un umăr. Medicii au întrebat-o dacă încercase să-și facă un tatuaj. Răspunsul femeii a fost negativ. După 6 luni, semnul a dispărut. Profesorul Farcaș susține că este vorba despre un semn de origine extraterestră. Un alt caz deosebit de interesant s-a petrecut în anul 2001, în județul Vrancea,
în comuna Nănești. În 30 iunie 2001, localitatea a rămas în beznă ca urmare a unei defecțiuni electrice. Specialiștii susțin că întâmplarea de la Nănești este o întâlnire de gradul 3, dat fiind durata și apropierea OZN-ului. Sătenii, speriați de bezna care cuprinsese satul, au ieșit în stradă și au văzut un OZN care survola satul și emitea perdele rotative de lumină. Timp de 2 ore, OZN-ul a survolat satul, spun martorii. În tot acest timp, alimentarea cu energie a fost întreruptă, cu toate că satul era alimentat din 2 surse de energie. Apariția OZN-ului asupra localității a putut fi urmărită și din alte localități, aflate la o distanță de 8 km. Șoferii care se aflau pe șoseaua Tecuci-Galați au putut observa fenomenul și au sunat la poliție. Martorii acestui eveniment susțin că OZN-ul s-a apropiat foarte mult de sol și că zbura la câțiva centimetri distanță de sol, încât au avut senzația că OZN-ul scana solul. Cazul acestei apariții ciudate de sorginte extraterestră în România a fost investigat și de National Geographic Channel, care a fost difuzat pe postul de televiziune în cadrul serialului Extraterestri în Europa. În România există o asociație numită ASFAN, care investighează astfel de cazuri, relatează site-ul efemeride.ro. Același site ne informează că de-a lungul anilor au fost înregistrate multe apariții ale OZN-urilor în România. Există multe rapoarte ale piloților sau ale operatorilor radar care au consemnat aceste apariții. Din păcate, și în România, aceste rapoarte sunt clasificate, iar cazurile foarte puțin mediatizate. Până în anul 1989, aceste rapoarte au intrat în posesia securității, iar cei care au întocmit astfel de rapoarte au suferit consecințe în activitatea lor profesională. Și site-ul descoperă.ro prezintă o serie de incidente OZN care sfidează orice explicație, incidente pe care vi le voi prezenta și eu în continuare. Prima relatare cu privire la fenomenul OZN vine din anul 1896 și, din câte se pare, bizarul eveniment s-a manifestat câteva luni bune înainte să dispară definitiv. Totul a început în California, în noiembrie 1896, cu o lumină neidentificată, pe care sute de persoane au observat-o pe cer și care se deplasa lent, împotriva vântului, atât ziua cât și noaptea. O săptămână mai târziu, același fenomen a fost semnalat și în San Francisco, iar până în luna decembrie a acelui an, sute de rapoarte cu privire la apariția aceleiași lumini de origine necunoscută, care se îndrepta dinspre Pacific, spre continentul american, au fost înregistrate de autoritățile vremii. Au urmat 2 luni în care niciun obiect zburător neidentificat nu a mai fost semnalat, și asta până în luna martie a anului 1897, atunci când un obiect în forma unei țigări a fost din nou observat pe aproape toată suprafața Statelor Unite ale Americii, din Nebraska până în Michigan și din Minnesota până în Texas. Se estimează că de-a lungul celor câteva luni au fost înregistrate câteva mii de rapoarte ale martorilor oculari. Și totuși, nici până astăzi nu s-a găsit o explicație plauzibilă a acestor fenomene. Scepticii au încercat să aducă în discuție posibilitatea unei isterii în masă sau chiar a unui prototip de avion terestru
creat cu ani buni înaintea celui al fraților Wright. Dar aceste ipoteze par chiar mai fanteziste decât cea care susține prezența unui OZN veritabil. Povestea extratereștrilor care au aterizat în parcul din centrul orașului rusesc Voronez ar putea să pară o știre de senzație. În fond, a și fost una, mai ales că toate agențiile de presă ale vremii au preluat informația de la Itar Tass, expunând pe larg subiectul în mass media acelor ani. Însă, faptul că au existat zeci de martori la acest fenomen cel puțin bizar și mai ales că secretomania autorităților de la Moscova a fost ruptă tocmai de un atare eveniment, ridică orice umbră de îndoială de deasupra cazului de la Voronez. Conform versiunii publicate de agenția Itar Tass, un obiect zburător neidentificat a aterizat în parcul central din orașul Voronez în data de 27 septembrie 1989, în jurul orei 18:30. Persoanele care au asistat la eveniment au declarat că înainte ca nava să fie vizibilă, pe cer a apărut o lumină pală, iar culoarea acesteia s-a intensificat, căpătând nuanțe de roșu în momentul în care s-a apropiat de pământ. Mulțimea s-a strâns imediat în jurul obiectului care tocmai aterizase, la timp pentru a fi martora apariției unor ființe foarte înalte, cu costume argintii și cizme în culoarea bronzului. Se pare că în acel moment, un băiețel a țipat de frică, fiind suficient ca atenția ființelor extraterestre să se îndrepte către el pentru a îngheța de frică. Toată lumea a început să se agite, iar țipetele de panică și busculada creată au dus la dispariția rapidă a humanoizilor. Între apariția navei și decolarea ei bruscă, nu au trecut mai mult de 5 minute. Șeful laboratorului geofizic din Voronez, Genrikh Silanov, a declarat pentru Itar Tass că, în urma cercetărilor întreprinse la fața locului, au fost descoperite, în locul în care a aterizat nava, mai multe cavități, precum și două bucăți de rocă. Materia a fost transportată de urgență la laboratoarele de la Moscova pentru a fi analizată. La prima vedere, rocile păreau niște bucăți de gresie de culoare roșie. Silanov avea să anunțe într-o emisiune televizată că urmează să fie efectuat un al doilea set de teste înainte de a trage concluzii pripite. Acela a fost și momentul în care s-a pomenit pentru ultima dată despre fenomenul de la Voronez. Ceea ce a urmat ține numai și numai de speculațiile născute pe marginea acestui caz. Un alt eveniment bizar este cel de la Roswell din 1947, considerat și astăzi drept cea mai amplă și mai controversată întâlnire de gradul 3 din toate timpurile. Practic, cu acest caz a început era febrei căutării omuleților verzi, sau gri după caz, și a OZN-urilor. Tot cu acest eveniment, au intrat în cultura populară termeni mai puțin cunoscuți până în acel moment. Aria 51, conspirația OZN-urilor, oamenii în negru și așa mai departe. Ce s-a întâmplat atunci? La 7 iulie 1947, armata americană ar fi recuperat epava unui OZN care s-ar fi prăbușit lângă orășelul Roswell din New Mexico. Și în acest caz, un număr impresionant de persoane, peste 100, afirmă că ar fi văzut fie OZN-ul, fie epava acestuia. Un alt caz bizar s-a petrecut în anul 1976, deasupra Teheranului, când piloți de vânătoare iranieni au încercat să se apropie de o flotă OZN, fără succes însă,
toți piloții susținând că aparatura de zbor se defectează inexplicabil în momentul în care se încearcă interceptarea misterioaselor mașinării zburătoare. Mai mult, sistemul de zbor al unuia dintre avioanele de vânătoare s-a oprit complet în momentul în care pilotul s-a apropiat prea mult de unul dintre OZN-uri. Incidentul este privit ca primul eveniment de acest gen, eveniment în care o flotă OZN a fost detectată de radare și mai mult, chiar de către satelitul militar DSP-1. Atunci când scepticii au încercat să explice fenomenul, susținând că piloții au urmărit pur și simplu lumina venită de la planeta Jupiter, ei au fost întâmpinați cu râsete din partea auditoriului. Un incident similar cu cel de la Teheran din anul 1976 s-a petrecut relativ recent în Belgia, acolo unde implicate în urmărirea OZN-urilor au fost mai multe avioane de vânătoare NATO. Totul a început în după-amiaza zilei de 30 martie 1990, atunci când atât radarele civile de pe aeroporturile belgiene, cât și cele militare, au semnalat prezența unei escadrile de obiecte zburătoare neidentificate, de formă triunghiulară. Nu numai că avioanele NATO au fost depășite net de viteza OZN-urilor, dar martorii oculari susțin că acestea erau capabile de manevre care ar fi ucis orice pilot uman. Diferența dintre incidentul de la Teheran și cel din Belgia este aceea că, în cazul celui de-al doilea, există sute de martori oculari și chiar fotografii ale bizarelor aparate de zbor, ceea ce face din acest eveniment unul dintre cele mai bine documentate cazuri de acest gen din istorie. Un alt caz s-a petrecut la data de 16 noiembrie 1986, când un avion de pasageri, aparținând Japan Airlines, mai precis zborul 1628, a anunțat turnului de control faptul că în imediata sa apropiere a apărut un obiect zburător neidentificat, de dimensiuni de-a dreptul uriașe. Piloții au relatat că obiectul, care a zburat paralel cu avionul pentru aproape 50 de minute, avea dimensiuni de peste 3 ori mai mari decât cele ale unui portavion. În plus, mărturia piloților este dincolo de orice bănuială, mai ales că absolut toți pasagerii zborului au susținut aceeași declarație. După ce a însoțit aproape o oră avionul japonez, OZN-ul a dispărut deasupra Alaskei, nu înainte de a fi reperat atât de radarele japoneze, cât și de cele americane, civile și militare. Faptul că membrii echipajului și mulți dintre pasagerii acelui zbor au ales să vorbească în public, fără rezerve, despre bizarul incident, face fenomenul să pară cu atât mai veridic și mai greu de explicat. Un alt caz este incidentul Mantle din 1948, în care s-a înregistrat și prima victimă umană în contact cu un OZN. A fost cu siguranță incidentul care a schimbat percepția publicului avid de povestiri OZN față de intențiile posibililor vizitatori din spațiul extraterestru. Dacă până în acel moment oamenii vedeau în omuleții verzi de pe alte planete niște prieteni simpatici, după incidentul Mantle au început să ia naștere scenarii cu privire la intențiile ostile ale extraterestrilor. Ce s-a întâmplat mai exact? În data de 7 ianuarie 1948, capitanul Gărzii Naționale Aeriene Americane, Thomas F. Mantle, a anunțat prin radio că în fața avionului său a apărut un obiect zburător neidentificat, de forma unui disc argintiu,
care se mișca cu o viteză amețitoare și că va porni în urmărirea acestuia. Lipsit de oxigen și zburând la o altitudine foarte mare, Mantle ar fi leșinat, au susținut oficialii ai armatei, moment urmat de prăbușirea avionului și moartea pilotului. Informațiile obținute atunci de la armata americană nu aduc prea mult în discuție originile OZN-ului urmărit de Mantle. În schimb, susțin că zelul pilotului și opțiunea sa de a nu respecta normele de siguranță ale zborului au fost cele care i-au pecetluit soarta. Cel mai probabil, au susținut aceiași oficiali, Mantle a urmărit un balon meteorologic. Probabil unul dintre cele mai recente și mai faimoase incidente OZN este cel care a avut loc în Phoenix, Arizona, în anul 1997. Ceea ce face incidentul cu atât mai spectaculos este numărul uriaș de martori, printre aceștia aflându-se chiar guvernatorul statului Arizona, care a asistat la neobișnuitul spectacol de lumini care a durat aproape 3 ore. Martorii afirmă că au putut vedea clar mai multe lumini care se deplasau tăcut, dintr-o parte în alta, precum și o uriașă siluetă triunghiulară, a ceea ce părea un OZN de dimensiuni gigantice. Scepticii s-au grăbit să afirme că, mai mult ca sigur, a fost vorba despre un experiment militar, variantă adoptată ulterior și de armata americană. Disputa a rămas însă una aprigă în jurul evenimentului din acea seară de 13 martie 1997, cu atât mai mult cu cât experimentul nu s-a produs decât o singură dată, lăsând loc speculațiilor din toate părțile. OZN-uri au fost înregistrate și în China, în 2010. De această dată nu este vorba despre un singur incident, ci despre o întreagă serie de apariții bizare care au reușit să stârnească panică atât în rândul chinezilor, cât și în rândul oamenilor de pretutindeni. Aparițiile au început în luna iulie 2010 și au continuat până în luna septembrie, absolut toate incidentele având loc în fața a sute sau chiar mii de martori. La 11 septembrie, aeroportul Batu din Mongolia Interioară a fost închis aproape o oră din cauza unui obiect zburător care a perturbat traficul în văzul a sute de martori. Cu doar 5 zile înainte, pe 6 septembrie, în orașul Haining, din provincia Zhejiang, reporterii televiziunii naționale au reușit să surprindă pe peliculă, pentru aproape 40 de minute, un OZN mult mai mare și mai strălucitor decât stelele din jurul său. Mai mult, OZN-ul își putea schimba forma și era înconjurat de luminițe. În același an, la 7 iulie, aeroportul internațional Xiaoshan din Hangzhou a fost închis și peste 20 de zboruri amânate din cauza unei uriașe sfere strălucitoare care a apărut brusc pe cer. Iar la 15 iulie, în jurul orei 8 p.m., în parcul central din Chongqing, din sud-vestul Chinei, un obiect de forma unui diamant a zburat timp de o oră deasupra parcului, și asta în văzul a zeci sau sute de martori. Până în prezent, nimeni nu a oferit vreo explicație cu privire la apariția acestor fenomene. Un incident petrecut în 29 ianuarie 1986 este probabil la fel de cunoscut în lumea ufologilor ca și cazul Roswell din Statele Unite ale Americii. Acesta a avut loc în apropierea orașului Dalnegorsk din extremul orient rus. Numeroși martori susțin că în jurul orei 20 au observat un uriaș disc luminos de culoare roșie,
cu dimensiuni apropiate de cele ale discului lunii. Disc ce părea să zboare paralel cu solul, la o altitudine de maxim 800 de metri, fără a emite însă vreun sunet. La scurt timp de la apariția sa, obiectul a început să coboare vertiginos, până s-a prăbușit într-o baie de lumină care a durat circa o oră după prăbușirea bizarului OZN. La 3 zile după producerea acestui incident, o echipă de ufologi, condusă de Valerii Dvuzilni, s-a deplasat la locul cu pricina, acolo unde a anunțat că a descoperit un peisaj de-a dreptul selenar. Solul părea că fusese supus unei temperaturi uriașe pe o suprafață de 2 metri pătrați. Rocile erau negrite, iar rămășițele carbonizate ale unui copac erau vizibile în imediata apropiere. Analizele la fața locului au scos la iveală mai multe particule cristalizate, identice cu cele descoperite în situl de la Tunguska, precum și importante cantități de zinc, bismut, siliciu și alte elemente chimice rare. Circa 13 kg de probe au fost ridicate de la fața locului. Un alt element descoperit în cantitate mare a fost aurul, și asta în condițiile în care nu existau mine de aur în apropiere de Dalnegorsk. Atunci când au încercat să afle compoziția chimică a particulelor cristalizate, oamenii de știință ruși au observat că acestea nu se dizolvă în acizi sau în solvenți organici și sunt rezistente chiar și în fața unor temperaturi extrem de ridicate. Ulterior, lumini similare celei din seara zilei de 29 ianuarie au fost semnalate până în anul 1987, fără însă a mai exista relatări despre vreo altă prăbușire. Toate aceste cazuri sunt relatate de site-ul descoperă.ro și poate că mai sunt multe altele, însă până la aflarea lor, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept cu drag și data viitoare. Pe curând!